Eu mulțumesc și eu, doamnei Raluca Alexandrescu, lui Radu Vancu, pentru onoarea pe care m-au făcut-o vorbind despre cartea mea. Și nu o să vă sperii recitându-vă cuprinsul deja. Doamna Alexandrescu a spus ce greu a fost să decupezi 300 de pagini dintr-un text mai mare. Vă dați seama că pentru mine devenise la un moment dat o obsesie. O să vă spun ce a făcut pentru mine această carte. Deja am căpătat, fără mari eforturi, un pic ca Monsieur Jourdain al lui Molière, și am făcut și o istorie fără să-mi dau seama. Am fost un pic surprins când am fost publicat în colecția istoria editurii Humanitas, dar editorul meu, care e aici printre dumneavoastră, m-a încurajat și m-a spus că publicăm la istorie, că știți că politice nu citește nimeni. Sper totuși că veți trece peste acest prag. Deci iată, am devenit și istoric fără să știu. Am urmărit populismul și aș spune că am încercat să furnizez și o definiție. Nu o să o spun acum, partea, să spunem, mai reparpativă de istoria conceptului, definire, așa. Am lăsat-o în afara acestei cărți, nu avea o aplicabilitate strictă pe cadrul românesc, însă îmi cer toți cei care au studiat populismul rețin cel puțin sau a minima două trăsături. Invocarea poporului, apelul la popor și respingerea elitelor. Există foarte multe forme de populism, este extrem de greu să le subsumezi aceste etichete, însă toate au cel puțin în comun aceste două caracteristici. Ele, desigur, sunt de urmărit și sunt determinate de anumite circunstanțe istorice. Acum s-a vorbit despre România, s-a vorbit despre națiune. Titlul cărții, două gaturi de populism românesc, recunosc că este ușor provocator, pentru că, evident, nu putem vorbi de două veacuri de populism, în măsura în care primele manifestări populiste omologate apar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Rusia și în Statele Unite. De altfel, cei care au codificat doctrinar populismul românesc sunt două personalități foarte diferite între ele, dar care au câteva lucruri în comun. Primul dintre ele fiind că ambii erau în România refugiați. Atât Constantin Dobrogeanu Ghirea, cât și Constantin Stere erau refugiați din Rusia țaristă, fuseseră persecutați politic, fuseseră întemnițați, ca o notă de subsol și atunci, a spune ca și acum, spațiul românesc era limita europeană a libertății de exprimare, era granița între libertate relativă și o democrație incipientă, cu multe defecte, dar o democrație, și spațiul în care expunerea ideilor comporta riscuri extrem de severe. Așadar, cei care au codificat sunt doi foști narodnici, Stere și Ghirea. De ce am spus două veacuri și de ce am coborât până la Tudor Vladimirescu? Pentru că acolo, în mod consensual, este limita de jos a modernității politice românești. De acolo putem vorbi de modernitate și vedem acolo germenii populismului, pentru că Tudor Vladimirescu se legitimează de la popor. A spus, eu am fost ales de popor pentru a apăra interesele, spunem alți termeni, și evident cei care cei împotriva cărora se ridică tagma cetuitorilor
cum spune, erau mari boieri, cei care, evident, aveau tot interesul de a înlăbuși mișcarea sa de revoltă armată. Vedem, evident, idei populiste și la revoluționarii de la 1848 și mai târziu. Și aș spune că ne pregătim, sărbătorim 100 de ani de la unire peste puține zile. Aș spune că națiunea politică românească a împlinit în acest an 170 de ani. Eu îi trasez geneza la 1848. Iar la 1821, cum vă spuneam, găsim deja acești germene a ideii populiste. Practic, populismul este consubstanțial modernității politice românești. Despre ideea de populism în sine, conceptul este conotat extrem de negativ. Dacă vă spune cuiva are o abordare populistă, nu cred că o va resimți ca pe un compliment. Nu a fost întotdeauna așa. Cele două izvoare, cel rus și cel american, dădeau termenului o conotație pozitivă. Era asumat ca progresist. Ei bine, între timp, după aceste valuri, a venit al treilea val, care e valul din regiunea noastră, Europa Centrală și Est. Se pare că în regiunea noastră reușim să punem semnul minus cam pe orice intră. Nu e neapărat adevărat, dar s-a încărcat încet de consonanțe negative. Nu este obligatoriu, până la urmă, multe întrebări pe care populiștii le pun sunt întrebări juste. Răspunsurile pe care le dau nu sunt juste, pentru că, în mare, ca să simplific definiția pe care am încercat să dau în altă parte, ei încearcă să suspende timpul politic. Timpul este o dimensiune esențială a acțiunii politice. Nu poți realiza ceva instantaneu. Exact aceasta este promisiunea și capcana populistă. Aceea de a avea soluții miracol care peste noapte pot tămădui, pot eradica, pot cauteriza toate relele. Niciodată nu a funcționat, mă îndoiesc că va funcționa pe viitor. Și dacă tot vă spuneam, și cu aceasta o să și închid, ce a făcut pentru mine această carte, pe undeva, că toți trasam la 1848 geneza națiunii politice românești, am devenit și eu într-un fel un pașoptist. De ce? Pentru că această carte a fost scrisă într-o altă formă și într-o cu totul altă focalizare în limba franceză. A trebuit să o rescriu în limba română, dar nu m-am simțit și eu ca Alec Russo, care a scris Cântarea României, puțin nu știu, Cântarea României a fost scrisă în franceză. Alec Russo nu stăpânea limba română suficient de bine pentru a scrie un text literar. Sper să nu fie și cazul meu și să nu spuneți că nu este limba română cea în care a scris, dar aș vrea, înainte să închei, să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil această apariție, să mulțumesc editurii Humanitas, lui Radu Gârmacea, pe care îl cunosc de atâta vreme, nu ne gândeam atunci că o să ajungă el editor, eu autor. Le mulțumesc celor cu care am lucrat, lucrez, colaborez în diverse forme. Așa încep să fiu și eu ca un bun populist în proteinformă, tot felul de întrupări instituționale, neinstituționale, asociative. Deci vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit aici. Mulțumesc în mod special profesorului Sergiu Mișcuiu de la Universitatea Babeș Bodoi din Cluj, care și-a răpit din puținul timp pe care îl are în București ca să vină. Aici vreau să subliniez că este probabil, nu probabil, este sigur, specialistul în populism din spațiul academic românesc și nu numai, publică și la Paris. Mulțumesc tuturor celor care sunt interesați de această carte,
Așadar, dacă veți cumpăra și mai ales dacă veți trece asta și veți și citi, să fiu impresionat. Să vă înțeleg, nu ușor, eu am citit-o de atâtea ori, încât vreau să fac încă o dată și închei aici. Vă mulțumesc pentru prezență. Pentru autograf am să vă invit în partea stângă a standului, iar pe radul Bancolog să rămână ca să lansăm romanul